La începutul acestei săptămâni, procurorii DNA au dispus începerea urmăririi penale față de senatorul PSD de Giurgiu Nicolae Bădălău pentru trafic de influență, pentru că ar fi apărat interesele unei societăți comerciale într-un circuit fraudulos. În tot acest timp, deși nu a fost audiat de DNA și nici nu a dat vreo declarație, Bădălău și-a prezentat punctul de vedere în media centrală și a găsit de cuvință să facă același lucru și la nivel local, din obligație față de cei care l-au votat. Poziția mea o știți, o relatez de nou dacă vreți vis-a-vis de acest subiect. Dar cu toate că acest dosar este un dosar de evaziune fiscală, este clar că nu am avut nicio contribuție și nicio activitate în acest domeniu. Cunosc această persoană din 2001-2002, dacă nu mă înșel. Eu îl consider un om corect, un om care în fața mea a venit și și-a spus problemele și aceste probleme au fost depuse și scrisate la prefectură, cât și la cabine la mine. Consider că e un om care, pentru mine ca politician, era foarte important pentru că asigura 6-700 de locuri de muncă la nivel de județ, fiind cel mai mare angajator la nivel de județ și că trebuia sprijinit. Nu l-am sprijinit decât în cadrul legii și în ceea ce spunea legea că trebuie făcut. Niciodată n-am intervenit pentru a facilita să comită o infracțiune. Niciodată nu l-am sprijinit decât în ideea în care societatea să funcționeze și să asigure pâinea pentru acei oameni. Bădălău a mai declarat că situația în care se află acum nu este deloc comodă, dar spune că atâta timp cât a încercat să ajute în limitele legale pe toți cei care au cerut sprijinul, se consideră un om corect. Am încercat, după cum ați observat, cu greutate, că nu pot să spun că este o situație, că a fost sau că este în continuare o situație comodă pentru mine. Să apar pe presă și am intrat la absolut toate posturile care au dorit să intru. Tocmai pentru a fi prezent public și am exprimat punctul de vedere. N-am evitat absolut nicio televiziune și credeți-mă că au fost două zile nu foarte ușoare pentru mine și nici pentru familia mea. Cred că pur și simplu pentru ca dosarul să meargă la DNA trebuia să fie și un demnitar, un senator, altfel el s-ar fi dus la direcția de DGAU sau cum se numește, direcția anticorupție și atunci ca să meargă la direcția națională anticorupție trebuia să fie un demnitar. Și eu am fost demnitarul care de serviciu. Întrebat cine este în spatele acestui dosar și care este miza, Nicolae Bădălău a preferat să fie diplomat, deși i-a dat de înțeles că știe foarte bine răspunsul la întrebări. Întreaga declarație a senatorului Giurgiu Vean din cadrul conferinței de presă o puteți urmări imediat după jurnal în ediție specială.